Doi bărbați din Lupeni și Vulcan au crezut că dau lovitură la un supermarket din Petroșani. Cei doi au sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice, iar la un moment dat au fost surprinși de către o angajată. Curajoasă, femeia a luat-o la goană după cei doi, iar într-un gang din apropiere a reușit să-l prindă pe unul dintre indivizi, primind o mână de ajutor și din partea altor persoane aflate pe stradă. Celălalt bărbat a reușit să fugă, însă în urma sa a lăsat și câteva dintre produsele pe care le furase. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Petroșan efectuează cercetări față de cei doi bărbați, atât pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, cât și pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Deja față de unul dintre bărbați a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând a fi prezentat magistraților în vederea luării măsurilor preventive, în timp ce celălalt bărbat, în vârstă de 33 de ani, care a reușit să fugă de la locul faptei, este în continuare căutat de către polițiști. Polițiștii au stabilit că cei doi au comis o infracțiune de furt calificat și în data de 11 martie, când au sustras mai multe produse de pe raft din incinta aceluiași magazin.